Astăzi vă voi prezenta un mod extrem în Minecraft. Ați auzit foarte bine, frați și surori, numele meu este Marusiancu și astăzi facem un episod super, super special. Bine ați venit la un nou episod din seria care vă prezint moduri extreme pe Minecraft. Astăzi, fraților, vă voi prezenta modul care se numește Inamicii lui Godzilla. Vă spun încă de pe acum, fraților, că urmează să vedeți de departe cele mai gigantice creaturi pe care le-ați văzut până acum în Minecraft. Știți ce zic? Adică, fraților, am efectiv zeci de videoclipuri în care v-am arătat sute de creaturi gigantice în Minecraft și astea sunt cele mai mari, fraților. Adică e efectiv ceva foarte, foarte nebunez. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și hai să nu mai pierdem timpul, fraților, și să vă arăt care-i treaba. Deci fiți atenți la chestia asta. Am găsit modul acesta, gen l-am găsit ieri și de cât am înțeles e destul de vechi. Nu știu cum până acum nu știam de el, dar am zis, băi, că trebuie să fac un episod. Modul adaugă undeva, dacă nu mă înșel, la 6 mob noi, însă mob ăștia sunt efectiv gigantici, fraților. Adică, după cum puteți vedea, aici avem un chest pe care scrie așa: Inamicii lui Godzilla, atenție, deschide doar în caz de urgență. La ce se referă în caz de urgență? În cazul în care vine Godzilla pe pământ. Că într-un fel, fraților, toți băieții ăștia, care ați văzut, din câte am înțeles, sunt unii și din familia lui Godzilla, sunt aici ca să o bată pe Godzilla. Ei bine, eu nu am un mod cu Godzilla și nu cred că o să iasă Godzilla de undeva pe aici, însă e mai bine pentru că vrem să vedem așa cum se aliniază ei între ei. Și zic, o să fie ceva foarte mișto. Ia uite, o să rămân pe Game Mode Creative, fraților, adică n-aș vrea să mă dau pe Survivor, că după cine știe ce se întâmplă. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Ok, băieți și fete, deci după cum v-am zis, s-au adăugat 6 mob noi. Deci avem 6 mob noi și niște săbi aici. Oh my god! What? Oxygen Sword, 25.000 attack damage. Fraților, chestia asta de 25.000 attack damage, asta e vreo 4.000 de ori mai mult decât o sabie normală. Ia, gen, și face ceva? A, nu, nu m-au... Mamă, cum face? Ok, fraților, bun, deci avem și aceste săbi cu care bănuiesc că o să trebuiască să le omorâm pe Godzilla, nu? Și pe inamicii Godzilei. Adică... Mamă, ce-i asta? Hopa. Bun, deci moare foarte, foarte rapid. Asta că mai avem și asta. Super Oxygen Sword. Asta e la fel, bro? Ia, găsim și noi aici, uite, oaia asta. Ok, asta... Bun. Deci, băi, sunt ciudate, în fine. Hai să lăsăm chestia asta. Hai să vedem ce mobi avem aici, pentru că până la urmă de asta suntem aici, fraților. Deci avem așa. Avem Space Godzilla, Charge Space Godzilla, Biolante, Shin Destroyah și Biolante Form 1. Ok, deci din câte văd aici, sunt trei tipuri de creaturi, adică este Destroyah, Biolante și Godzilla. Acum v-am zis, fraților, nu știu dacă Godzilla asta este iar un alt inamic al lui Godzilla, dar din câte am zis, cine din familia Godzilei, nu știu, urmează să aflăm. Bun, haideți prima dată să nu-i spawnăm direct pe inamicii Godzilei, care chiar s-ar putea să fie și ăștia. Hai să spawnăm prima dată oameni din familia Godzilla. Adică avem Space Godzilla și Charge Space Godzilla. Hai să vedem care-i treaba, o să începem așa puțin mai ușor. 3, 2, 1 și... Bro! Bă, ce naiba, băi, a picat din cer. Frații mei, ce? Ok, nu mă așteptam să pice din cer. Nu mă așteptam la această... Cum zice, această introducere. Oh my god, fraților, ok. Deci asta este Space Godzilla. Băi, ai grijă, băi, să nu te duci în partea aia, că acolo am chesturile. Nu trebuia să spawnezi aici. Nu, mă, dar uite-te-vă la ea, fraților. Deci are și... Mă, ce e asta, fraților? În fine... Bun, deci este absolut gigantică. Haide acum să vedem Charge Space Godzilla, să vedem cum arată asta, să o punem una lângă alta și după băgăm și inamici. Hai să vedem, 3, 2, 1 și... Ah, ok, asta s-a spawnat direct. Bro, ce? Ok, se pare că asta e mai șmecheră. Bă, dar asta s-a spawnat direct? Sau gen, așa se spawnează toate acum? Ia, Space Godzilla. No, bro, ia uite cum vine asta, bro, uite-te. Uite-te, ce tare, mi-e, cât de tare, ok, bun. Bun, deci fraților, astea sunt Godzilla-le. Nu știu dacă ele au o problemă cu Godzilla normală sau băieții o să se bată cu ele. Hai să vedem. Bun, deci prima dată, fiți atenți, mamă, stați să dăm așa, mai filmez asta, da? Deci prima dată o să mergem pe...
Mamă, ce lag e. Ok, foarte mare lag. Mamă, cât lag e, fraților. O să mergem pe Biolante. Hai să vedem băiatul ăsta, Biolante, așa se numește. Hai să vedem, let's go, ce se întâmplă. 3, 2, 1 și... Ok. Fraților, e foarte mult lag. L-am spanat pe Biolante, dar nu-l prea văd niciunde. Opa, ce se întâmplă? Biolante! Ia uite-l! Oh my god! Ok, Biolante, ești șmecher! Brucia asta! Oh my god! Ok, frățerul Biolante, ne-a prins, ești șmecher! Bă, ce-i creatura asta? Fraților, ce-i creatura asta? Ce-i monstruozitatea asta de creatură? Bă, voi vedeți? Ok, Biolante și... Opa, ok, acum se bat. Hai să vedem. Ok. Bă, toți dau un Biolante, boys. Dar stați că 3 Godzile. Ia să vedem, credeți că moare? Am, frățior, dă și tu ceva. El nu dă înapoi, bro? Se pare că el nici nu dă damage, fraților. El nici nu dă înapoi din câte văd eu, nu? Adică, uite, numai stă așa acolo, se bate cu alea, mamă, dar cum arată, holy shit. Holy shit, fraților, e insane. E insane să vezi genul ăsta de creatură, pe bune. Bun, deci, bă, cred că Biolante a fost prins la mijloc. Haideți acum, fiți atenți, să mergem mai departe. Gen, să plecăm din locul ăsta, fiți atenți. Și hai să mai iau eu... Mamă, dar ce lag e, băi, voi vedeți, fraților. Uiteți-vă cât lag e. Nu pot să fac absolut nimica. Hai, mă, deschide de chestule. Deci iau Biolante forma 1, pe care sper că am luat-o. Mamă, uitați-vă cât de mult lag e. Hai să plec de aici. Și hai să spawnez cu o Space Godzilla. Știi ce zic? Bag așa cu o Space Godzilla să vedem dacă ei, dacă se bat între ei, fac ceva. Hai să vedem. Let's go. Biolante, forma 1. Ia cum arăta forma 1. Oh my god. Ah, era numai o floare, bro? Oh my god, e o floare. Ok. Nu-i mare chestie, ia, Space Godzilla. Ia să vedem, ia, check this. Buia, ok. Biolante, deci Biolante e o plantă. Ok, păi și hai mă, vă bateți. Trebuie să o bat pe Biolante normal atunci. Stai, dacă nu... O fi că asta e plantă și nu se bate, știi ce zic? Ba, da, se bate. Ce se întâmplă, fraților, ce se întâmplă? Fraților, ce se întâmplă? Opa! Ce se întâmplă cu floarea, fraților? Fraților, ce se întâmplă? Fraților, ce se întâmplă? Ce se întâmplă mai exact? Că nu înțeleg. Bă, ce se întâmplă? Ce-i asta? Ok. Planta nu face nimica, așa că o bag pe Biolante aici. Hai, dă-i. Bravo ție! Let's go! Hai, da mă, bă, Godzilla, n-ai ce să faci, bro, aici. Godzilla, ha, mă, te-ai dus. Uite, mă, Godzilla e moarte. Ia uite, Biolante, ce face? Ce face Biolante? Fraților? Fraților, ce face Biolante? Alo? Unde fuciși, mă? Uite acolo. Bun, băi, fraților, deci eu am tare mare... Oh, stați că Biolante s-a făcut... Oh my god, s-au făcut două Biolante. Ok, bun, deci Godzilla este moartă. Godzilla este 100% moartă. Vreau să văd, gen, dacă moare unul, care ar fi animația, gen? Dar uite că parcă Biolante moare, nu Space Godzilla. Îi lăsăm pe ăștia să moară aici. Ia să vedem. Se bat în trei. Mamă, stați, am ieșit din greșeală. Se bat în trei ca orbi, bro. Ok. Nu știu dacă o să moară vreun dintre ei, dar ia, stai că îi fac eu să moară. Stați două secunde. Hai, da, mă. Îi fac să moară eu, boys. Check this. Bro! Am urmărit pe Biolante. Oh my god, uite-te-vă ce se întâmplă când moare Biolante. Nice, jos. Godzilla și tu, bro, trebuie să moare. Haide, toată lumea, toată lumea pe rând. Toată lumea pe rând. Moriți, bă, toți. Mă, uitați-vă ce se întâmplă, fraților, când mor ăștia. Țipă și ce face? Dispare. A, crește la loc Biolante forma 1. Păi și dacă mor și pe asta?
A, nu se mai întâmplă nimic, a. Ok, bun, are logică. Și acum, fraților, vom merge la ultimul mob pe care vreau să vi-l arăt în acest episod minunat, mai exact, Destroyah. Unde ești, băi, ăsta? Aici trebuie să fie, a? Destroyah. Ia să vedem, dăm un... Nici nu dau o lezi de ei, sunt curios de Destroyah ăsta. Deci avem aici și în Destroyah și Destroyah. Hai să vedem. Dă-mi pe Destroyah prima dată. Jesus, ok. E un dragon gigantic, fraților, care moare la prima sabie, ca orice dragon șmecher. Ai murit. Ai murit, bro. Nu? A murit. Sos. A murit sau se odihnește? Ai murit, băi, fraiere, că ți-am dat sabie. Mamă, bă. Bă, la nevoie de 3 sabii, ce naiba. Hai să vedem și pe cine destroia asta. Mamă, ok, asta e ceva mai șmecher, n-am să vă mint. Bă, ce e acolo, fraților? Ce e acolo? Ați văzut și voi că era acolo ceva? Ok, lasă asta. Hai să vedem, băi! Băi, frații mei, hai să-i dau și asta niște săbii. Bă, ești mort, frate, n-ai ce să faci. Am, vine să-ți bag săbile. Bă, deci au nevoie de 3 săbii, așa, sunt putere. Ce, în fine, lasă-i așa. Opa! Bă, nu, uite aici, tot se bate cu biolante. Bun. Băi, fraților, cam atât a fost cu modul acesta. Ați văzut și voi, astea sunt de departe cele mai nebune creatori pe care le-ați văzut până acum. Și a fost un episod super interesant. Așa că dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii. Eu am fost Marius Iancu și vom reveni în curând cu un nou episod din seria de moduri extreme. V-am pa pe toți, pa, pa!